Ne pregătim de al cincilea meci al rundei, meciul de la Ovidiu dintre Farul și Șep și OSK. Două echipe obișnuite cu prezența în play-off, dar care în momentul de față, în momentul în care ne pregătim de acest meci, sunt în afara play-off-ului. Oricine câștigă astăzi face un pas către primele șase din clasament. Stimați spectatori, lovitura de start a partidei de azi va fi dată de unul dintre cei mai devotați și inimoși suporteri ai echipei noastre, un adevărat membru al familiei Farului. În timpul pregătirilor pentru coreografia de pe stadion a unei partide, a suferit un accident care l-a ținut departe de teren, dar nu și de echipa pe care o iubește atât de mult. Prin prezența sa ne amintește tuturor de pasiunea, sacrificiul și unitatea care definesc suflarea faristă. Să-l primim cu căldură și aplauze pe Petrică, un exemplu de dedicare și loialitate față de Farul Constanța. Împreună suntem mai puternici. Forța Farul! Alibec preia cu spatele la poartă, îi trimite lui Radaslavescu, care centrează, sare Rivaldinho, bară! Și atenție, Rivaldinho acuză o lovitură, a fost în contact cu Roland Nițui, dar are dificultăți pentru că soarele bate cumva din spatele său și s-ar putea să-i obtureze, să-i îngreuneze vizibilitatea pe acel monitor. Se întoarce, n-a stat mult să vadă și dă penalti. Dă penalti, Farul primește penalti în minutul 11. Faza s-a petrecut în minutul 10. Alibec se apropie de minge. Alibec pe centru, gol! 1-0 pentru Farul. Denis Alibec înscrie pentru a doua etapă consecutiv, a făcut-o și la Ploiești în runda precedentă, deschide scorul și astăzi în fața celor de la Șepși. Cosmin Matei și se retrage, Pălașe a inspirat acolo. Da, se dă drumul la joc, dar mi s-a părut că ar fi fost ceva neregul acolo. Grigorian trimite spre poartă, sare Dican, acolo este Gustavo, a nu e el, este Bălașa, deficitar la capitolul viteză. Aici Matei obține lovitura liberă și este al doilea galben pentru Bălașa. Bălașa eliminat. Neșcovici. Debeliuh, Debeliuh pentru Neșcovici, parada lui Buzbuchi, mingea cred că a fost și deviată. Poteliță, riscă destul de mult, ricoșeul duce mingea la Debeliuh, Oberlin preia greșit, dar rămâne în posesie, iese acum din afara careului, trimite lui Oteliță. Oteliță cu exteriorul, reluarea lui Debeliuh din plonjon. Pasa pentru Vână, Vână, mingea este la Grigorian, șutul lui Grigorian, prin surprindere, din întoarcere. Vână, într-o dispoziție bună, mi se pare, optarul. Iată-l pe Grigorian, Grigorian și este penalti și cartonaș galben pentru Nițui. Grigorian se pregătește să bată penaltiul. Interesant și nu Denis Alibec, care a bătut primul penalti.
intrăm în minutul 51 al meciului, al doilea penalti al partidei. Grigorian se apropie de minge. Grigorian apără Nițui. Grigorian bate slab, Nițui se duce și parează fără mari probleme. Și cred că se va repeta. Cred că se va repeta pentru că Nițui este părăsise linia porții, este cu ambele picioare în față în momentul în care Grigorian lovește mingea și nu mai bate Grigorian, bate Alibek. Acum arată Grigorian, dar Nițui nu a rămas pe linia porții cu măcar un picior. Acum Alibek, gol! La fel aproape, dă tare pe centru, jos și face 2-0, minutul 52. În actul secund bate Matei pe jos, respinge Dican din marginea careului mic. Calacu n-a fost departe de țintă, mingea alunecă ușor pe exterior. Recuperează Rada Slavescu pentru Denis Alibek. Nițui stă în poartă, Denis Alibek se duce și ia prin planul. Poate să fie ca ultim apărător, da? Nu e, e în afara careului. Dar se pune în discuție dacă se dă sau nu roșu. Da. Se pune în discuție dacă se dă sau nu roșu. E cartonaj roșu. Elsaoui vede roșu, a jucat 10 minute și părăsește terenul. Bate Alibek și mingea atinge bara după ce este împinsă cu degetele de Roland Nițui. Matei. Matei preia acolo în care o trimite spre bara a doua. Prinde Buzbuchi. Andres Dumitrescu își pregătește centrarea. Așteptat de Beliu, care a spus Gustavo și șutul foarte bun al lui Denis Ciubotariu. Coman, Matei. Intervine Cercel, Coman preia încă o dată, intervine și Nedelcu, parada lui Buzbuchi, la reluarea foarte bună a lui Andres Dumitrescu. Inge cu foarte mult efect, a sărit Sârbu, pericolul rămâne la cote ridicate, minge pară! Șutul lui Calacu, formidabilă execuție, farul are din nou noroc. Mingea e deviată și înscrie Coman. Înscrie Coman când mai sunt 2 minute și jumătate. Sepsi a scris golul de 2-1 în minutul 92 și Buzbuchi intervine formidabil în fața lui Debeliu. Capăt întâlnirii. Farul reușește dramatic până la urmă să-și adjudece victoria 2-1 prin dubla lui Denis Alibek. Thank you.